Un nou proiect acaparează Mehedințiul. Locurile istorice și reprezentative din județul nostru vor fi animate cu muzică bună. În această zi, la Castelul de Apă din Municipiul Drobeta, turnu Severin, doi tineri au început dezvoltarea unui proiect non-profit în care se urmărește promovarea obiectivelor turistice, dar și cea a muzicii bune din județul Mehedinți. Eram în Anglia și, vând în vedere cu pandemia și cu toate cele, fiind cluburile închise și absolut orice eveniment închis, Uh, am zis să încerc să fac ceva, să promovez și muzica mea și județul Mehedinții. Și am încercat să fac un proiect prin care să prezint toate zonele turistice din Mehedinții. Uh, am început cu teatru, continuăm cu castelul de apă, o să mergem și la cetate, absolut orice înseamnă punct turistic în județul Mehedinți, nu numai în Severin. Sunt cu Ionuț, care ne cunoaște de foarte mult timp. Și cred că o să iasă ceva bine. Acum nu știu, așteptăm să vedem reacția publicului. Pagina a fost foarte bine văzută la început, în câteva zile am strâns aproape 700 de, de followeri, deci cred că e ok. Sperăm să fie mai bine. Cei doi DJ, Daniel Popovici și Onuț Palac, speră că acest proiect să aibă succes, având în vedere situația actuală toate locurile de distracție fiind închise. Proiectul a luat amploare foarte repede și oamenii sunt deschiși la acest gen de abordare. A luat naștere în urmă unui gând, zic eu, un gând frumos, acela de a promova atât muzica cât și județul nostru, nu prea există acum oportunități de a se mai face ceva de acest gen, așa că am zis totul să facem în cadre restrânse și ar oamenii să poată viziona de acasă, în siguranță, ceea ce noi facem și locurile pe care noi credem că ar vrea să le viziteze în aceste momente. A luat amploare destul de repede, mai repede decât ne așteptam. Aceste inițiative s-au alăturat foarte mulți oameni, printre care și Sabin Ungureanu. Acesta este primul eveniment, urmează multe altele de acest gen cu scopul de a surprinde plăcut românii. Ne-am ocupat de acest proiect frumos la apelul DJ-ilor Balac și Daniel Popovici. Îi susținem cu partea video tot ce înseamnă transmisiune live și partea de foto pentru acest proiect minunat. Acești oameni au inițiat proiectul cu scopul de a arăta frumusețea județului Mehedinți și locurile uimitoare care nu trebuie uitate.